Bluesul, în general, merge pe un fel de linie, și noi ca trend de noapte, și bluesul, în general, la nivel mondial, merge pe un fel de circuit total separat de ceea ce se numește big business, sau, mă rog, numesc aia afară. Turneul unui artist trebuie să se desfășoare un pic după alte reguli. Ce să zic? Cypher știe foarte bine că a avut și el un prieten din Statele Unite cu care a cântat o perioadă, un muzician din Nashville, nu? Așa, și Terry Lee Burns, și a cântat și el. Poți să ne spune și niște chestii legate de treaba asta? Chiar cât de important e să ai un artist genuin de acolo, de la mama lui, pentru un artist român, pentru cineva care nu s-a născut, nu e un nativ al genului? Este foarte important, pentru că ei cântă muzica asta cum o cântă aici niște muzicieni de muzică populară. Deci s-au născut cu așa ceva și este perfect adaptată modului lor de viață. Adică mi-amintesc când cântam într-o trupă blues, tobarul nostru nu reușea să cânte blues în acel fel. Și basistul îi spunea, gândește-te că ești într-un Cadillac, ești pe o autostradă lungă și mergi spre California. Și atunci te gândești la acea situație și observi că muzica aia, ei o trăiesc în felul respectiv. Este greu pentru cineva care nu e de acolo să trăiască, să intre în suflul ăla? Depinde. Noi suntem foarte influențați de cultura americană prin filme, mai ales Hollywood lucrează. Și eu, de exemplu, când am fost cu Terry, era un fel de o chestie comercială prin care eram amândoi prezentați ca niște muzicieni americani. Și după aia citeam în ziare că, uite, muzicienii respectivi cântă cum numai niște muzicieni americani pot să cânte. Eu fiind român. Deci, da. Depinde. De ce ești influențat și cum ai crescut? Păi aici mai e o chestie. Este vorba și de, cum se spune, de background-ul muzical. Dacă tu acasă n-ai ascultat, să spunem, decât muzică populară românească, sau n-ai ascultat decât muzică clasică, sau numai manele, sau numai rap, sau numai hip-hop, sau orice altceva, n-ai cum să cânti blues, e stupid, adică deja e o treabă forțată. Multă lume are impresia că genul ăsta de muzică e foarte ușor de cântat, aia vorba aia, de digerat și de ascultat nu e greu, de cântat este greu, pentru că dacă n-ai o experiență de viață, petrec noaptea cu ea. Mai rămânea doar să aflu de-i surâdea ideea mea. Dar noi nu există un public atât de bine închegat și format de blues. Există public de nișă. Hai să fim serioși. Dacă e să ne referim la cât de mulți sunt, este adevărat. Adică nu sunt atât de mulți cum sunt clubberii sau houserii sau sigur, așa. Dar publicul ăsta, să știi că există. Problema la noi este alta. Că posturile mari de radio, de exemplu, sau posturile de televiziune muzicală nu dau atenție acestui gen de muzică. Și să-ți spun o chestie. Nu ne răudăm, nu facem noi pe mari super, mă rog, că suntem mari vedete. Dar de câte ori apărem noi undeva și cântăm, și în general genul nostru de muzicieni, se cam lasă liniște, pentru că ăia care fac playback e cam ea cu spaimă. Pentru că noi putem să cântăm 2 ore jumate live, el cu chitara, eu cu voce și cu muzicuță, 2 ore jumate. Vreau să văd eu un act de hip-hop că poate să cânte 2 ore jumate. Așa este. În continuu. Așa este. Dacă te urci pe scenă și prestezi ca lumea și publicul simte că a dat bani pe bilet, așa, ok, atunci normal că te respectă și o să vină și a doua oară. Dar în momentul în care tu ceri bani pentru playback, în primul rând, eu, Marcian Petrescu, dacă mă duc într-un club și aflu că trupa aia a făcut playback, păi, într-adevăr, iau scaunul și rup de cap. Pentru că ce mi-a furat bani. Ce bine ar fi dacă ar gândi toată lumea așa, dar uite că nu gândește toată lumea așa. Și problema probabil pleacă de la patron, de la cei care dețin fondurile și care aleg ca în clubul lor
să cânte tot felul de trupe. Bine, mai mult sau mai puțin. În rock, în general, în România, în muzica rock, în jazz și în blues, nu se întâmplă așa. Așa e. Mă refer la, se știe la cine mă refer. A venit cu mine, fără multe întrebări. La mine în bloc nu mergea liftul, așa că am dus-o în brațe pe scări. Și mi-am zis, asta da șansă. Dar atunci când s-a dezbrăcat, să fi văzut ce șoc, măi frate, am avut, că cea de fapt era bărbat.